5 miliarde de euro, la atât se ridică investiția într-o nouă fabrică de semiconductori care va fi construită în Germania. La ceremonia de începere a lucrărilor au fost prezenți atât președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și cancelarul Olaf Scholz. Europenii încearcă să-și reducă dependența de semiconductori din Asia. Industria auto și cea informatică au avut de suferit din cauza crizei conductorilor din Europa și Statele Unite.